Sfânta Cuvioasă Apolinarie a trăit în cel de-al cincilea secol. S-a născut în familia imperială a împăratului de origine greacă Procopius Anthemius Augustus, care a domnit între anii 467 și 472. Fiica împăratului s-a bucurat de toate facilitățile și plăcerile pe care viața înaltă bizantină le putea pune la dispoziție. Apolinaria însă a simțit faptul că plăcerile și puterea nu pot oferi sufletului sens și plinătate. A simțit că sufletul trebuie să fie hrănit din alte izvoare decât cele pământești. Încă din anii tinereții sale, fiica împăratului a mers foarte des în pelerinaje. Era modul său de a se îmbogăți duhovnicește prin vizitarea locurilor sfinte pe de o parte și pe de altă parte a oamenilor duhovnicești, locuitori acolo. Trebuie menționat faptul că pelerinajul, spre deosebire de zilele noastre, nu era ușor de făcut și implica riscuri și cheltuieli ridicate. Locurile sale de pelerinaj preferate erau Țara Sfântă și mănăstirile egiptene. În aceste din urmă mănăstiri a dobândit dragostea de monahism și de nevoință duhovnicească. Tot aici a luat decizia importantă de a-și păstra fecioria până la sfârșitul vieții. Cu timpul a decis să îmbrățișeze viața monahală. Pentru că nu găsise nicio mănăstire de maici care să se ridice la înălțimea lavrelor egiptene, a hotărât să intre într-o mănăstire de bărbați, ascunzând faptul că este femeie. S-a numit Doroteu și a rămas astfel pentru întreaga viață sub îndrumarea Sfântului Macarie. Abia după trecerea sa la Domnul, prin lucrare de sus, părinții mănăstirii au descoperit faptul că este femeie și au înțeles abia atunci măreția vieții duhovnicești a cuvioasei Apolinaria, care pentru dragostea de Hristos și de nevoință s-a înstrăinat nu numai de lume, dar și de sine însăși, renunțând cu totul desăvârșit la viața sa din lume. În viețile sfinților sunt întâlnite multe astfel de cazuri de femei sfinte care s-au tăinuit și au viețuit în lavre monahale de călugări pentru asprimea nevoințelor și înălțimea viețuirii duhovnicești. Sfânta Apolinaria a rămas în amintirea bisericii ca o pildă de nevoință și de dragoste de monahism.